Au trecut aproape 2 ani de când mehedințenii și-au dat votul de încredere pentru actualii parlamentari. Ce au făcut în parlament trimișii din județ, am aflat într-o mai mică sau mai mare măsură de pe rețelele de socializare, căci mulți dintre ei nici nu au catadixit să calce prin județ. La început de sesiune parlamentară, jurnaliștii Tele2 au vrut să afle care sunt prioritățile parlamentarilor de mehedinți în ceea ce privește legile pentru locuitorii județului. În timp ce unii dintre trimișii noștri în parlament nu prea au descoperit la 2 ani de mandat cu ce se mănâncă activitatea lor, alții declară că sunt prea ocupați să răspundă unor asemenea întrebări. Ocupați cu ce mai exact, nici ei nu știu, dar important este că nu au timp de întrebări indiscrete. Doar liberalul Virgil Popescu și social-democrata Alina Tăiș ne-au spus ce au un plan pentru această sesiune parlamentară. Avem întors de la președinte legea offshore, legea exploatărilor de gaz din Marea Neagră și ne-am propus să o amendăm cu Partidul Național Liberal cu un amendament cu privire la folosirea banilor încasați din exploatarea gazelor din Marea Neagră pentru dezvoltarea distribuțiilor de gaze naturale în România și de susținerea investițiilor industriale în domeniile consumatoare de gaze naturale. Ce înseamnă asta pentru județul Mehedin? Asta înseamnă că localitățile din județul Mehedin, dacă acest amendament va fi aprobat, vor putea solicita de la acest fond care va fi creat finanțare pentru dezvoltarea distribuției de gaze naturale în județul Mehedin și de asemenea din acest fond se poate cofinanța, de exemplu, o nouă centrală de producere a energiei electrice în locul termocentralei de la Halânga, care este în faliment, după cum știți, dar care are o infrastructură de injecție în rețeaua de energie electrică națională gata pregătită. Printre prioritățile legislative se numără noua lege a PSD-ilor, reexaminarea legii offshore, definitivarea modificărilor la codul penal și la codul de procedură finală după pronunțarea Curții Constituționale asupra deciziilor de neconstituționalitate și alte proiecte importante pentru mehedințenii noștri dragi. În continuare îmi voi desfășura activitatea ca membru în Comisia pentru Învățământ, Știință, Tinere și Sport și mai am încă o comisie, Comisia pentru Egalitatea de Șanse pentru Femei și Bărbați. Această comisie este mai nouă pentru mine din luna iunie 2018. În timp ce Virgil Popescu a prezentat un raport al activității din Parlament săptămâna trecută, Alina Tăiș împlinește astăzi un an de la depunerea jurământului în cadrul Camerei Deputaților. Pe lângă deputații Alina Tăiș, membră PSD și Virgil Popescu, membru PNL, mehedințul are încă 4 trimiși în Parlament: Vlad Bonta, Alexandru Bălănescu, Liviu Mazilu și Ionuț Sibinescu. Bonta, deputat PSD, are o activitate prea puțin cunoscută mehedințenilor și asta din cauza că parlamentarul nostru nu dă prea des prin județ. Nu are nici măcar un cabinet parlamentar. S-a făcut remarcat în schimb ca bodyguard al președintelui PSD, Liviu Dragnea. Despre Alexandru Bălănescu se poate spune că a reușit să iasă din anonimat în momentul în care a adormit în scaunul confortabil de parlamentar. Altă reușită notabilă pentru mehedinți nu există. La polul opus, Liviu Mazilu este unul dintre cei mai activi parlamentari de mehedinți, însă care preferă să nu se laude cu reușitele în spațiul public. Are 2 cabinete parlamentare unde periodic se întâlnește cu mehedințenii. Ultimul, dar nu cel din urmă, senatorul ALDE Ionuț Sibinescu, cunoscut în spațiul public din județ drept cel mai influent parlamentar mehedințean, are cea mai puțin vizibilă activitate. Deși se laudă pe Facebook cu numeroase congrese naționale și internaționale la care participă, senatorul nostru, ajuns din întâmplare în Parlament, nu e văzut prea des în județ. Despre audiențe cu mehedințenii nici nu se poate vorbi. Camerele reunite ale Parlamentului și-au reluat ieri activitatea când au votat în prima zi a sesiunii parlamentare componența fiecărui birou permanent, existând unele schimbări față de sesiunea precedentă. Deci mai important este să-și aleagă funcții de conducere decât să vină să piardă vremea cu locuitorii mehedințiului.